se spune despre mine că, vezi, Doamne, am o bunăstare financiară. Dar vă dați seama, eu, care am bunăstarea asta financiară, nu se văd afișele mele nicăieri în România sau Benele. Eu de-aia mă întreb și eu, de unde eu avea atâția bani, domnul procuror Ponta, a lucrat ca procuror, ca ministru. Mai mult de 1000 de euro pe lună nu putea câștiga. În 25 de ani, ori 12 luni, sunt 300 de luni. Da, ca bugetar, și Iohannis. Ca bugetar nu putea câștiga mai mult de 300 de mii de euro adunați în acești bani. Dacă nu bea, nu mânca, nu își lua haine, nu făcea nimic. Domnule Dan Diaconescu, aș vrea să-mi spuneți dacă în aceste alegeri vom vedea din nou morții votând. Aș vrea să aflu ce cred românii din Italia sau din Spania despre ceea ce se întâmplă acasă și cum ar putea fi aduși acești români aici, la noi, acasă. Și care va fi prezența la vot? Vom asista la o prezență mare sau va fi o prezență sub 50% la vot? Pentru că scorurile astăzi sunt între 50 și 60%. Eu personal cred că vor vota peste 60% dintre români. Eu sper să voteze atât de mulți români încât să nu mai poată fi făcută niciun fel de fraudă. Fiindcă dacă ar ieși atât de mulți români, cum cred eu că ar fi normal, 80-90%, ar fi foarte complicat pentru Ciocoi să cumpere atât de multe voturi încât să câștige ei, sau ar fi foarte complicat ca seara după închiderea urnelor de vot, buletinele pe care nu s-a exercitat votul să poată fi ștampilate de către organizatori, evident cu candidatul lor. De-aia eu cred că în toate țările în care se trăiește bine pe planeta asta, există o prezență foarte mare la vot. Din păcate, în România, prezența e pe cât de mică este și nivelul de trai. Eu militez pentru o prezență obligatorie la vot în curând în România, până când românii își vor recunoaște dreptul acesta de a vota, până vor simți puterea votului, ei trebuie într-un fel rugat să se prezinte la vot și pentru un asemenea proiect legislativ. Acum, eu aș vrea să-i rog pe telesatorii emisiunii dumneavoastră, nu i-am rugat niciodată nimic, și aș vrea să le spun să nu șirosească cumva votul duminică punând ștampila pe Klaus Iohannis sau pe Victor Ponta. Fiindcă dacă vor ștampila pe Klaus Iohannis, există această problemă, sigur, a amânării alegerilor, în sensul că ele se vor rejuca. Domnul Iohannis, dacă va deveni președinte, e foarte posibil să piardă acel proces cu cei de la ANI. Cei de la ANI au câștigat aceste procese pe bandă rulantă. E greu de crezut că domnul Iohannis va putea schimba soarta, mă rog, acestor deja exemple date de înalta curte. E bine, domnul Iohannis va pierde dreptul de a mai fi președinte și atunci se vor reface alegeri prezidențiale cu alte posturi pentru români, cu alte discuții. Cât privește situația legată de domnul Ponta, lucrurile sunt și mai grave. Dacă domnul Ponta va ieși președinte a României și dacă dumneavoastră faceți greșeala asta să pune ștampila pe buletinul de vot în dreptul lui Ponta, ne vom afla în plagul unui uriaș scandal internațional pe care România niciodată nu l-a avut. În sensul că dacă se va demonstra, și probabil că se va demonstra mai devreme sau mai târziu, că domnul Ponta a fost ofițer acoperit că a spionat pe teritoriul Italiei sau pe teritoriul Franței, cum se discută, sau chiar pe al Americii, gândiți-vă că vom întruni două condiții, noi, România, ca să fim excluși din NATO. În primul rând că domnul Ponta, ca viitor președinte și ca șef al armatei române, va fi declarat persoana non grata pe teritoriul Italiei. Am vorbit cu foarte mulți jurnaliști italieni în ultimele săptămâni care mă întrebau, au apărut dovezile privind faptul că domnul Ponta a fost la SIE și așa mai departe și că a spionat la noi? Și am spus, nu, n-au apărut, nu știm dacă vor apărea. Și am întrebat, dar voi de ce sunteți atât de interesați? Și a spus, domnule, mai avem două precedente în istoria noastră recentă în care s-a dovedit că anumiți cetățeni au spionat pe teritoriul Italiei. În secunda 2, statul italian îi declară persoana non grata pe acești cetățeni, dar niciodată nu s-a pomenit ca cetățeanul declarat persoana non grata pe teritoriul Italiei să fie șeful unei armate membre NATO. Ori principiile de fundamentare ale NATO atunci când NATO s-a înființat, s-au rostit în felul următor, au fost ca niște axiome. Nici o țară membră nu poate ataca o altă țară membră. Nici o țară membră nu poate spiona o altă țară membră. Ori dacă se va dovedi, repet, la un moment dat, că domnul Ponta a spionat din partea României statul italian, România țară NATO, Italia țară NATO, se va pune în discuție fie excluderea României din NATO, fie, mă rog, neparticiparea domnului Ponta și armatei române la exercițiile comune. Domnul Ponta nu va putea conduce armata noastră atunci când România și cu Italia, dau un exemplu, vor face cine știe ce manevre militare în comun. Deci situația e fără precedent și noi ne aflăm în această, mă rog, discuție, în această ipoteză în care românii sunt invitați să voteze, dar nu prea au de ales, în sensul că trebuie să evite aceste două persoane care, iată, pot produce mari probleme în viitor.